Hei, salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Știți momentul al zilei când inima bate foarte tare? Ei bine, nu vorbim de dragoste, vorbim despre un ceas care îți monitorizează fiecare mișcare. Sunt Laurențiu Matache și astăzi vom explora împreună noua serie Huawei Watch GT 5 Pro, care a fost lansată nu cu foarte mult timp în urmă. Ei bine, pe lângă faptul că acest ceas arată foarte, foarte bine, se mișcă la fel de bine și îți monitorizează fiecare pas, așa că hai să trecem împreună prin toate specificațiile și ceea ce aduce pozitiv în viața voastră și până la finalul acestui clip vă promit eu că o să vă gândiți cum ați trăit până acum fără un smartwatch la mână. Primul lucru care sare în ochi la acest ceas este designul, și anume pentru varianta pentru bărbați avem acest design octogonal, iar pentru doamne și domnișoare acest este tot un design octogonal, bine, doar că dacă te uiți cu foarte mare atenție. Dar, din punctul meu de vedere, ceasul ăsta arată mult mai bine decât cel pentru bărbați. De ce? Hai să descoperim împreună ce materiale a folosit Huawei. Și anume, pentru ceasul bărbătesc avem titan aerospațial, așa cum ai văzut în filme sau în rachetele lansate de NASA. Avem sticlă de safir și aici avem ceramică. Sincer, de la prima serie a ceasului cu ceramică de la Huawei, tot așteptam să lanseze și varianta pentru bărbați. Nu știu de ce, dar ceramica mi se pare că arată foarte bine pe un ceas. Nu numai că este lucioasă, dar nu știu, are un aspect mult mai stylish. Dar poate Huawei o să țină cont pe viitor să adauge ceramica sau brățara de ceramică și la bărbați. Pe lângă aceste calități ale materialelor, pentru că avem și sticla de safir, avem duritate crescută a ceasului și anume în condiții foarte vitrege. Adică este rezistent la coroziune, este rezistent la apă și praf și la toate provocările pe care le va întâlni în decursul vieții lui, pentru că acest ceas este destinat de la persoane normale care nu fac foarte multă activitate și ceasul încearcă să le impulsioneze, până la persoanele foarte, foarte active care au nevoie de un partener rezistent atunci când se urcă pe munte, fac scuba diving sau orice fel de sport. Dacă ești genul ăla care se trece la 6 dimineața și o ia la fugă prin Herăstrău sau pedalează pe pistele sau așa zisele piste de bicicletă din București, e bine, Huawei Watch GT 5 Pro te ajută foarte tare și te ajută să devii mai bun în ceea ce îți dorești tu. Pentru că cu funcția Running Form Analysis, acest ceas analizează toate procesele din alergare sau ca un antrenor personal. Este un antrenor personal care îți monitorizează pas cu pas fiecare mișcare atunci când faci sportul tău favorit. Și dacă vorbim de sportul tău favorit, ceasul ăsta poate monitoriza până la 100 de sporturi. Iar dacă vrei să faci și scuba diving, este foarte bine pentru că rezistă până la 40 de metri scufundări sau 5 atmosfere. Astea sunt specificațiile din tabelul celor de la Huawei. Dacă ești genul ăla care preferă un sport mai, hai să spunem, stylish, mai din zona bogaților, și anume golful, ei bine, Huawei GT 5 Pro îți aduce hărțile terenurilor locale de golf, și anume avem chiar și Bucharest Golf Club, iar pe listă urmează Transilvania Golf Club. Deci, cei de la Huawei au mers și pe zona locală pentru a atrage cât mai mulți iubitori de golf să meargă spre zona ceaselor GT 5 Pro. Hai să mergem și pe zona de sănătate, pentru că este un lucru foarte important și de fiecare dată când testez un ceas scot asta în evidență. Pe mine ceasul smart m-a ajutat să depășesc foarte multe limite, dar în același timp să rămân mai sănătos și să am obiceiuri mult mai sănătoase adoptate. Și dacă vorbim de Huawei Watch GT 5 Pro, avem funcția de EKG,
prin care poți să-ți faci EKG-ul direct pe ceasul tău, îl downloadezi pe telefon și îl trimiți doctorului tău, iar ceasul este capabil să detecteze scleroza arterială, o altă, hai să spunem, afecțiune care are o incidență foarte mare în zilele noastre. Pe lângă acest lucru, poți să vezi în timp real numărul de bătăi ale inimii, saturația oxigenului din sânge, iar dacă vrei să ai așa o sumarizare a raportului de sănătate, prin Huawei Health Summary, ceasul îți face o evaluare a stării de sănătate, iar dacă ceva este ne la locul lui, ceasul chiar te avertizează, mai ales dacă ai un ritm cardiac mai neregulat. Mie mi s-a întâmplat, de exemplu, să am numărul de bătăi medii dintr-o zi să fie mai ridicat, iar ceasul mi-a dat mesaj că este ceva neregulă și că ar trebui să analizez neregularitatea apărută, iar în caz că ea se menține, să apelez și la un doctor. Un lucru care mi-a plăcut foarte tare, pe lângă această funcție, este că poți să notezi și câtă apă ai băut. Și pe lângă asta, dacă îți alegi Huawei Health Plus, da, într-adevăr, este ca la toți în momentul de față, pentru că dacă vrei să ai funcții avansate de analize a sănătății, trebuie să plătești. Dacă cumperi ceasurile, o să ai gratuit 3 luni Huawei Health Plus. Acolo, pentru cei care vor să slăbească, este ideal, pentru că îți poți nota chiar și caloriile consumate. Pentru cei care vor să își îmbunătățească abilitățile sportive, la fel ai foarte multe funcții interesante în Huawei Health Plus, dar ai posibilitatea să îl testezi timp de 3 luni până să treci la planul de plată lunară. Dacă ar fi să comparăm, sunt cam aceleași prețuri, fie că vorbim de Google Pixel Watch sau fie că vorbim de Oura Ring. Și cei de la Huawei au investit foarte mult în zona aceasta de sănătate și cred că, na, la un moment dat își vor și investiția înapoi. Ceasul ăsta îmi place foarte tare pentru că îți monitorizează foarte atent somnul, iar dacă ai respirații neregulate sau ritm alert, poți să vezi acest lucru. Sunt anumite scoruri pe care le găsești în aplicația Huawei Health, care vine și îți confirmă dacă ai avut un ritm normal sau unul anormal în timpul somnului. Pe lângă acest lucru, ceasul ăsta are foarte mare, foarte mare grijă de tine și cred că sunteți de acord cu mine. Cât durează bateria ceasului? Ei bine, pentru modelul de 41-42 de milimetri și anume acesta destinat doamnelor și domnișoarelor, care arată foarte bine și o să revin la acest lucru, se duce lejer undeva în 7 zile, iar pentru 46 de milimetri, autonomia este de 14 zile, câteodată mai mult în funcție de câte antrenamente faci pe zi sau în funcție de cât senzor permiți ceasului să folosească într-o zi obișnuită. Iar dacă ai iOS, Android, Harmony OS, nu este nicio problemă, ceasul se conectează cu toate cele trei sisteme de operare. Pentru cei care vor să răspundă pe WhatsApp sau să dea share la antrenamente pe Instagram, ai screenshot sharing prin care poți să trimiți prietenilor tăi evoluția antrenamentului într-o zi sau dacă faci o competiție cu ei, poți să le trimiți direct de pe ceas acest lucru. Funcții care mie îmi plac foarte tare, se vede o îmbunătățire a ceasului Huawei de la un an la altul. Hai să vedem care sunt din punctul meu de vedere punctele forte ale ceasului. În primul rând, bateria, pentru că până acum nimic din zona ceasurilor smart, și nu vorbim de ceasurile sport cu funcții smart, ci vorbim de ceasurile smart cu funcții sport, nu a reușit să egaleze sau să depășească Huawei. Pe zona de monitorizare a sporturilor îmi place că ai absolut tot ceea ce îți dorești, de la strength până la bicicletă eliptică, dacă folosești bicicletă electrică asistată, poți să o monitorizezi și pe aceea. Orice fel de sport poți să-l monitorizezi. Funcțiile de monitorizare ale ritmului cardiac, oxigenului din sânge și acel raport de sănătate pe care ceasul ți-l dă, mi se par foarte utile, mai ales pentru cei care sunt îngrijorați de starea lor de sănătate și au nevoie în permanență de, hai să nu le spunem ipohondrii, dar
și eu sunt în zona respectivă, când mi se pare că inima îmi bate puțin mai tare sau... Și ceasul ăsta te liniștește și ți arată că totul este ok. Un alt pas important care mi-a plăcut la Huawei este că au introdus hărțile de golf ale cluburilor și anume avem în momentul de față Bucharest Golf Club, iar în curând vom avea Transilvania Golf Club, Sun Garden și alte cluburi de golf din România. Astfel, iubitorii de golf pot să nu mai trebuie să mai dea undeva la 15.000 de lei pe un ceas special de golf, ci pot să aleagă un ceas mult mai ieftin care le oferă aceleași informații despre sportul lor favorit. Cam astea sunt funcțiile care scot în față Huawei Watch GT 5 Pro. O să avem la teste și Huawei Watch GT 5 și Huawei Watch D2, un ceas care eu îl aștept cu mare nerăbdare. Am acasă Huawei Watch D, prima versiune, cam măricel pe timpul ăla, dar cu funcții foarte inteligente și foarte important pentru sistemul medical din punctul meu de vedere. Este cam singurul ceas avizat medical în România pe zona de monitorizare a ritmului cardiac și a tensiunii arteriale, dar vom reveni cât de curând cu review-urile legate de cele două ceasuri. Până atunci, nu uita să intri pe site-ul general la Huawei să vezi alte specificații pe care poate că eu le-am omis, dar eu am încercat să punctez ceea ce mi-a plăcut mie personal la acest ceas, ca de fiecare dată. Nu uita, like, share, subscribe și dacă tot dai subscribe, apasă și pe clopoțel.